Salutare tuturor! După cum am promis, astăzi voi povesti cu tine despre primul brand recomandat în tratamentul tenului acnei, și anume Bioderma. Bioderma are în gamă Bioderma Serum, care se ocupă de acest domeniu. Dacă intri în farmacie și vezi pe raftul Bioderma acest ambalaj alb cu verde, să știi că se referă la tratamentul tenului acnei. Pentru aceasta m-am îmbrăcat și eu în verde ca să rețin mai bine acest aspect. Bioderma Serum are în gamă 12-11 produse care se recomandă în această afecțiune. Tot timpul începem schema de tratament cu un gel. Bioderma Serum se aplică în palmă, un picuț, se aplică pe pielea umectată, umedă, și se clătește abundent. Acesta curăță tenul de machiaj, poluanți, creme pe care le-am avut în timpul zilei. Se poate folosi și dimineața și seara. Dacă ți se pare că este prea agresiv pentru pielea ta, se poate folosi gelul spumant o dată la 2 seri, o dată la 3 seri, și în cealaltă seri să folosești o cremă lavandă, la fel care o aplici pe față și o speli, clătești abundent. Gelul gomaj îl folosești o dată sau de două ori pe săptămână. La fel, îl aplici în palmă, aplici pe față și clătești. Dacă reușești să-l aplici și ca o mască, foarte bine. Eu am încercat, nu am reușit decât un minut să o țin pe față și am clătit. Acesta conține microparticule care purifică în profunzime tenul. După ce am spălat fața, folosim o apă micelară. Apa micelară conține micele care absoarbe impuritățile de pe față și curăță la fel în profunzime porii. Aplicăm pe o dischetă și dăm pe toată suprafața feței. După ce am aplicat loțiunea micelară, putem pulveriza apă termală. Apa termală conține minerale, pulverizăm pe toată fața și lăsăm să se usuce. Dacă sunt coșuri mult mai proeminente, coșuri umflate, inflamate, ce recomand eu este piatra de alaun. Pentru că pielea este încă umedă, de la apa termală, putem să rulăm acest stick care conține minerale doar pe suprafața coșurilor. Nu aplicăm pe toată suprafața feței. O să vedeți că se formează un fel de strat mai zgrunțuros și se observă sarea care se lasă pe piele. Dacă folosești medicamente cum ar fi Roacutan, Sotret, recomandată de către doctor dermatolog pentru tenul acneic, o să observi că ți se exfoliază fața și se deshidratează. De aceea este recomandat să folosești o cremă hidratantă. Acesta hidratează tenul, elimină pielea descoamată și o hidratează timp de 24 de ore. La fel, aplici pe toată suprafața pielii, lăsând ca ea să acționeze. Se poate aplica și dimineața și seara. Dacă ai o piele sensibilă, se poate aplica Serum Sensitiv. Aceasta ajută și la tenul cu imperfecțiuni, destupă porii și lasă să respire. Se folosește dimineața și seara, are un timp de acțiune timp de 12 ore. Dacă ai tenul lucios, cu pori dilatați, imperfecțiuni, ten tern, se poate folosi Serum Matte Control. Acesta este un fluid matifiant care lasă pielea confortabilă și matifiată timp de 8-12 ore. La fel se aplică pe pielea curată, în strat subțire, pe toată suprafața pielii. Dacă tenul tău este cu imperfecțiuni, cicatrici sau cu acne care tot reapare, se recomandă seara să se folosească Serum Night Peel. Acesta este un ser care se aplică o dată la două seri și nu mai mult de 4 săptămâni. Dimineața, foarte important să se clătească acest ser și se aplică înainte de orice cremă. Când facem pauză o lună, după ce am aplicat 4 săptămâni Serum Night Peel, putem să folosim Bioderma Serum Pore Refine. Acela micșorează porii dilatați, limitează proliferarea bacteriei pe față, la fel ajută la cicatrizare și uniformizarea tenului.
Dacă la fel ai tenul tern, se poate folosi Sebium Global Cover. Acesta este 2-in-1. Este un produs care are o cremă compactă. Acesta se aplică doar pe zona cu roșiață și zona cu coșuri. Iar înăuntru are un fluid, un fluid colorat. Și se pune pe toată suprafața pielii, se uniformizează ușor, în strat subțire, se poate folosi chiar dacă folosești și un machiaj deasupra. Se folosește ca și machiaj, ca și un fond de ten, pentru cei care nu vor să folosească fond de ten. Dacă nu vrei să fie un fluid uniformizant, mai este și varianta de Sebium Global, nu are culoare, acela îl recomand eu în tratament de lecție, prim tratament la tenul cu imperfecțiuni, coșuri care reapar. Se aplică acela dimineața și seara. Mai este și varianta de Sebium Mat Gel Cremă. Acela este un gel cremă care se absorbe mult mai repede pe piele decât fluidul control. Acum eu recomand să se alterneze mat controlul cu Sebium Mat Gel Cremă. Dacă este vară, foarte important să se folosească o cremă cu factor de protecție și la Bioderma este varianta de Sebium KN. Dacă ai reușit vreodată să storci un cor, să te rănești, să faci o cicatrice la față, eu recomand Atodermsos spray. Acesta calmează în 60 de secunde iritația și inflamația. La fel se poate pulveriza sau se poate folosi o dischetă. Cam atât despre gama Bioderma Sebium. Dacă ai întrebări, poți să-mi scrii, poți să mă întreb mult mai multe. Nu vreau să încarc memoria ta cu prea multe informații. Așa că am făcut o schemă succintă care să îți fie de folos și chiar dacă ai produsele, să știi cum să le urmezi și cum să le aplici. Data viitoare ne vom întâlni pentru condițiile giveaway-ului, în care voi prezenta ce trebuie să faci, ce trebuie să acționezi, în ce trebuie să te încadrezi ca să participi la concurs și vei avea ocazia, dacă vei fi tu câștigătorul, să câștigi aceste produse și să le folosești tu și să ne spui și feedback-ul tău. Până data viitoare, să ne auzim mai de bine și dacă ți s-a părut interesantă informația sau captivantă sau de folos, orice ți s-a părut ție, poți să dai like, share, poți să împărtășești și cu prietenii tăi, cu persoanele care știi că au nevoie de această informație. Până data viitoare, te salut!